Bun găsit tuturor! Bun găsit, Alexandra! Ce mai faci? Bună, Camille! Îmi pare bine să te revăd. Știi că toată lumea are senzația că noi ne vedem foarte des. Da. Se gândesc că lucrăm în aceeași redacție, dar exact. Tu ești contratura mea, astfel că ne vedem foarte rar. Și numai la interviuri avem și noi ocazia să mai povestim una alta. Exact. În sfârșit, iată că ne-am întâlnit după o pauză de... Când ne-am văzut ultima oară? O lună? Vezi, cam așa. Ne e și greu să ne amintim că ne-am văzut ultima oară. Hai să ne cunoaștem mai bine. Ne cunoaștem deja, dar să ne cunoaștem mai bine. Da, da? Ne-au pus oamenii aici niște întrebări. Exact. Cine începe? Încep eu. Haide, te rog, să vedem ce întrebări ai tu pentru mine. Ce calități ar trebui să aibă un om de televiziune bun? Oh, asta e întrebare, am început în forță. Da. Cred că, în primul rând, un om de televiziune bun, un jurnalist, trebuie să aibă pasiune. Cred că dacă nu ești pasionat de ceea ce faci, nu poți să ai o vechime în domeniul acesta. Eu întotdeauna am comparat pasiunea cu rădăcinile unei flori. Cu cât sunt mai bine înfipte în pământ, cu atât rezistă la tot ceea ce se întâmplă, în cazul nostru, în mass media, da? Pentru că domeniul nu este deloc ușor. Este o profesie, profesia de jurnalist, e o profesie destul de dură. Apoi, după pasiune, cred că trebuie să fii foarte citit, să citești foarte mult, să fii la curent cu tot ceea ce se întâmplă în lume, să ai practic acea cultură generală pe care trebuie să o ai, da? Nu trebuie să citești acum și apoi să mai citești peste încă un an. Trebuie să citești constant, o dată la câteva zile poate, astfel încât tot timpul să fii la curent cu ceea ce se întâmplă. Și trei la mână, zic eu, cred că ar trebui să fii foarte responsabil. Să știi că ceea ce faci tu contează pentru cei din jur, să știi că tot ceea ce tu oferi, informația pe care tu o oferi, este importantă pentru cei care te ascultă. Minunat. Rândul meu. Hai. Hai să vedem. Uite, am extras întrebarea. Am emoție, prima întrebare. Care este realizarea de care ești cea mai mândră? A, păi asta e simplu, mă. Știi că odată cu ce devii părinte, totul se raportează la copil, știi? Nu neapărat că viața profesională rămâne cumva în urmă, dar tot ceea ce faci se raportează la el. Așa că cea mai mare realizare a mea este fetița mea, Sonia. De acord cu tine. Hai să vedem. Eu. În rândul tău. Da. Dacă nu ar fi fost știri din sport, ar fi fost tot știri, tot televiziune. Deși tata probabil ar fi de altă părere. Tatăl meu ar fi vrut să mă vadă judecătoare. Eu am terminat facultatea de drept și ar fi vrut să merg pe acest drum, să ajung judecătoare, da, exact, să împart dreptatea. Dar uite că pasiunea și-a spus cuvântul în cazul meu și am ales drumul televiziunii și da, aș alege tot televiziunea, aș alege știri. Deci nu te întoarce la să faci avocatură, absolut deloc. Nu. Nu, fac ce-mi place. Perfect. Ok, rândul meu. O altă întrebare pentru tine. Hai să te cunosc mai bine. Hai. Întrebare scurtă și simplă. Dulce sau sărat? Sărat. Sărat. De ce? Nu sunt o mare amatoare de dulciuri. Mănânc destul de rar. Și atunci când mănânc, nu-mi plac dulciurile care au foarte mult zahăr. Toate rețetele pe care le fac le adaptez și mai tai un pic din zahăr, nu ne face nici bine. Da. Dar să știi că și atunci când mănânc dulciuri, uite, de exemplu, dacă mănânc o ciocolată, vine o ciocolată, eu mănânc o dată pe an o ciocolată, îmi place să mănânc, de exemplu, cu covrigii sărați. Îmi place să combin dulce cu sărat, dar sărat este... Uite că mi-ai dat o idee, o să încerc și eu data viitoare. Da. Ciocolată cu? Covrigii sau cu stixuri sărate sau ceva de genul ăsta, da. Ok, bine. Ok. Sau înghețata cu caramel sărat. Înghețată cu caramel sărat. Ați încercat? Da. Eu nu. Bine, o să încercăm pentru data viitoare. Ți-aduc eu. Încă o întrebare. Da. Cea mai memorabilă zi de naștere a ta? Acum vreo 3 sau 4 ani mi-am cumpărat un bilet de avion spre Madrid. Mi-am dorit pur și simplu să merg o zi la Madrid, adică să plec dimineața și să mă întorc seara, să beau o cafea în centrul Madridului, ceea ce s-a și întâmplat. Am plecat dimineața, am ajuns în centrul Madridului pe la ora 12, cât era ceasul, pe la prânz. M-am mai plimbat prin Madrid până aveam întoarcerea, da? Și apoi, seara, târziu, m-am întors în București. A fost cea mai tare zi de naștere. Am plecat singură de ziua mea, o zi la Madrid. Da. M-a sunat mama pe la prânz să-mi ureze la mulți ani și toate cele
și i-am spus că sunt la Madrid. Și ea era așa, luată de nicăieri. Cum adică? Când ai? Păi aseară, uite, am intrat repede pe internet, mi-am cumpărat biletul de avion și am plecat la Madrid. Da, foarte tare. Uite, o chestie pe care am putea să o facem mai des. Mai ales acum cu pandemia, că nu poți călători foarte, ceva foarte tipic. Mult. Ceva tipic. Da. Exact. Bun, rândul meu acum, da? Încă o întrebare pentru tine. Ia, ce ți-a picat? Care este cea mai simpatică frică a ta? Uite, mi-e frică de înălțime. Dar cea mai, să zic, nu neapărat simpatică, dar uite, mi-e frică de poduri. Adică am așa o emoție, știi, când trebuie să traversez un pod cu mașina sau cu trenul sau cu orice altceva. Mi s-a întâmplat și mie. Mai ales dacă podul se mișcă. Doamne ferește. Este de Doamne ferește. Mi-e frică, deci nici nu mă uit. Mă uit doar în față, nu mă uit stânga-dreapta, nu știu ce este stânga-dreapta și aștept să treacă, Doamne ajută să treacă mai repede. Asta, mi-e frică de poduri. Hai, următoarea întrebare. Ce relație ai cu mama ta? Că tot vorbeam mai devreme de mama mea. Foarte bună. Mama mea este prietena mea. Chiar înainte de a intra, în direct, uite, vezi obișnuința, înainte de a începe să înregistrăm interviul, am vorbit cu ea la telefon. Este omul care mă susține necondiționat, omul la care pot suna la orice oră din zi și din noapte, omul care nu are nevoie de atenție din partea mea, nu știu cum să spun, să sun eu ca să sune, ca să mă caute ea. Ea mă caută indiferent de ce se întâmplă, știu că e ea acolo cu mine, lângă mine. Că am un om care poate să-mi dea cele mai bune sfaturi. Am încredere în ea totală. Mama și e normal. Doar una. Da. Și mama mea e cea mai tare. Normal. A, tu ești acum. Da. Eu, haide. Am încurcat, le-am amestecat. Nici nu n-am văzut. Hai, ce întrebare poate să spice? Una lungă. Ia. Și chiar e lungă, uite cât de lungă e. O, Dumnezeule, ce-o pregătit acolo. Hai să vedem. Ia, ce scrie? Dacă ai putea deveni cel mai bun din lume la un sport peste noapte, ce sport ai alege? Aia, gimnastică, evident. De ce e evident? Păi, pentru că este sportul meu preferat. L-am și practicat, dar mi se pare un sport foarte greu, foarte complex. Da. Și să fii cel mai bun din lume la sportul ăsta mi se pare extraordinar. Da. Mi se pare foarte frumos. Mai ales că ai practicat, înțelegi mult mai bine. Da, gimnastica am ales. Ok, gimnastica. Cred că este rândul tău acum. Da. Rândul tău ca să mi adresezi mie o întrebare. Cafea sau ceai? Cafea. Cafea. Scurt. Ce bine că eu sunt cu ceai. Da, rândul meu. Am epuizat repede întrebarea. Întrebare scurtă. Ok, o altă întrebare pentru Alexandra. Cât timp crezi că ai rezista fără conexiune la internet? Oh... Dar să știi că m-am mai gândit la treaba asta, să fiu sinceră... Ai rezista, nu-i așa? Mai nu prea mult, dar aș rezista. Adică aș spune câteva zile. Știi, câteva zile, dar nu să nu fiu singură. Adică dacă știi când ești singură așa, mai o rețea socială, mai trece timpul altfel. Dar când ești cu cineva... Și pleci undeva... Cumva nu simți nevoia să stai tot timpul pe internet. Da. Adică nu trebuie să fii chiar tot timpul conectat cu tot ce se întâmplă în lume, mai ales când mergi undeva să te relaxezi. Deci așa, nu e imposibil. Câteva zile. Nu este imposibil. Exact. Nu. Chiar nu este mai imposibil. Mai lăsați telefoanele alea deoparte. Următoarea întrebare. Nu pot intra în direct fără, poate un obiect sau poate ai vreun obicei. Știi tu răspunsul ăla clișeu, fără exercițiile de dicție. Da, pe alea le mai faci și le faci, de fapt, trebuie făcute. Dar uite, eu o să dau un alt răspuns. Nu pot intra în direct fără colegii mei din redacție și fără colegii mei din regie. Dacă ei nu m-ar susține, dacă ei nu ar fi acolo cu mine, eu nu aș putea să fiu în direct. Am zis foarte corect. Da. Ia să vedem. Ce întrebare îți mai adresez eu ție, Alexandra? Hai să vedem ce mai aflu eu despre tine. Ce surprize mai avem. Ia. Care e cel mai frumos loc pe care l-ai vizitat vreodată? Oh... Ce greu! Cel mai nu e așa că e greu? Da. Și pentru mine ar fi greu să răspund la întrebarea asta. Uite, mai ales că suntem niște călătoare. Da, tu mai mult ca mine, că ai mai mult timp. Oricum. Și poți să te miști un pic mai ușor. Dar uite, orașul meu de suflet va rămâne Londra, forever and ever. Londra? Acolo plouă mult. Da, dar îmi place foarte mult atmosfera de acolo, plus că mi s-au întâmplat lucruri frumoase acolo. Acolo m-a cerut soțul meu de soție. A, ce a fost, da.
A fost o călătorie foarte frumoasă, noi trei am fost așa, noi doi într-un city break. Și ne ducem cu drag de fiecare dată și de în fiecare an zice, mai mergem la Londra anul ăsta? Da, mai mergem la Londra anul ăsta, da. Foarte chiar frumos. Dacă nu este un loc pe care să îl prefere toată lumea, pentru mine are o valoare sentimentală, exact. Și atunci asta îl face cel mai preferat, locul cel mai meu preferat. Cel mai frumos loc, da. Da. Bun, următoarea întrebare. Oh, e rândul tău să formulezi o întrebare pentru cea din fața ta și invers. Ești mama Soniei. Sonia este un copil incredibil, un copil spontan, un copil sociabil, un copil puternic. De fiecare dată când vine în redacția Antena Sport își impune punctul de vedere și își face simțită prezența. Cum e să fii mama Soniei? Nu, e foarte frumos. Bine, orice mamă spune despre experiența asta de a fi mamă că este cea mai frumoasă din lume și pare un gleșeu, dar nu este. Chiar nu este. Să știi că e și complicat să fii mama Soniei, fiindcă este un copil foarte independent și are o voință proprie și mai avem clinciuri și mai avem momente în care ne dăm așa cap în cap și ne ciondănim, dar îmi place că are puterea asta de a se contrazice cu mine. Cu cine seamănă? Cu mine. Nu are nimic de la tată. De la tată are absolut tot ce se vede pe exterior. A, are ochii, are părul, are absolut tot. Dar caracterul? Figura. Dar caracterul este al meu, da. Ușor încăpățânată. Da. Puternică, foarte exact independentă, puternică, foarte, foarte haioasă, e foarte veselă, foarte veselă. Cu greu pot să o super pe Sonia. Da. Ai un copil minunat. Felicitări. Mulțumesc. Doamne mulțumesc. Ajută. Sănătate. Următoarea e întrebare. E rândul meu acum să spun întrebare. Am vrut să scap. Să mă ascund. Da, nu poți. Uite că n-au poți, uitat. Fiindcă vine întrebarea de la mine. Bine, hai. Ar trebui să faci un exercițiu pentru viitor și te-aș întreba care este cea mai mare dorință ta? Cea mai mare dorință. La întrebarea precedentă cu familia, am spus că mi-aș dori o familie. Profesional, cea mai mare dorință, mi-ar plăcea să lucrez în televiziune în străinătate, la un moment dat. Nu știu, la o televiziune din străinătate, poate. Sau, dacă nu se poate asta, măcar să am la un moment dat o corespondență din străinătate sau pentru străinătate sau pentru o televiziune din străinătate. Să fiu internațională. Acum glumesc, da? Exagerez puțin. Da, uite, asta exprimare. Chiar ar fi o experiență. Da. Chiar ar fi o experiență. Iar personal am spus, mi-ar plăcea cea mai mare dorință să am o familie. Să am copil sau, nu știu. Exact cum povestești tu despre Sonia, să ajung și să povestesc la un moment dat. Doamne ajută! Doamne să ajută. Ți se îndeplinească toate visele. Doamne ajută! uite, ce crezi că ai putea să o înveți pe cea din fața ta? Ce crezi că ai putea să mă înveți? Știi că nu am mai vorbit așa de-a lungul timpului despre treaba asta. Să știți de la mine că doamna aici de față, Camelia, este o fată care se implică foarte mult, pune foarte mult la suflet, chiar și ceea ce nu trebuie să pună la suflet. Da. Și aș spune că ar trebui să fie un pic mai relaxată și să nu se mai preocupe atât de mult de ceea ce spun oamenii despre ea sau de ceea ce... Să nu mai pui atât de mult la suflet. Să nu mai pui la suflet. Că așa e lumea, așa e viața. Da, tu ești o fată care se consumă foarte mult pentru tot felul de lucruri, dar să știi că o să te relaxezi în momentul în care o să ai un copil, vei vedea că toate lucrurile care ți se întâmplă, tot felul de nimicuri, tot ceea ce înainte ți se părea foarte important, în momentul în care apare copilul, exact, se schimbă, da. Nu mai au atât de multă importanță. Da, ești o fată care pune la suflet mult prea mult. Să fiu mai relaxată și să nu mai pun la suflet. Da. Gata, am zis. Să nu mai conteze atât de mult ce spun alții. Bine, mulțumesc, Alexandra, pentru sfat. Mai departe. Cât de riscantă este meseria de jurnalist? E riscantă, depinde în ce departament lucrezi. Da, exact. Acum se mai întâmplă, mai intră cineva peste tine. Mai pică un reflector în cap, Doamne ferește. Se mai întâmplă. Acum răspunzând serios, zilele trecute am citit o carte despre jurnaliștii din România și experiențele pe care le-au avut ei de-a lungul carierelor lor și povestea un jurnalist de război, da? Care
a tot plecat prin Irak, Afganistan, toate zonele astea periculoase, na, de conflict. Mm-hmm. Și citind acea carte, citind paragrafele pe care el le-a expus, mi-am dat seama că avem o profesie foarte grea, riscantă. El și-a pus viața în pericol. Da, deci un jurnalist care pleacă, complicat. Exact, un jurnalist care pleacă în zonele astea de conflict, își pune viața în pericol în fiecare zi. Deci în domeniul nostru există risc. Uh-huh. Nu e chiar totul roz și safe, da. Și da. Când stai în spatele camerelor, evident că riscul este un pic mai diminuat, dar da, mă, da, și acolo nu există, pot întâmpla, da, lucruri. E stres foarte mult, foarte da. Multe ore de filmare, uh-huh. Trebuie să fii tot timpul bine hrănit, bine dormit. Deci ceea nu e ce ușor. Se întâmplă în orice meserie până la urmă. A, rândul meu. Și cred că asta a fost ultima întrebare. Asta gata, este ultima. Am ajuns la final. Ok, ia. Yuhu. Spune-mi trei lucruri fără de care nu poți ieși din casă. Cercei. Cercei? Da. Fără ăștia nu pot intra nici la jurnal. Fără cercei. Să trăiți, am înțeles. Cercei, da. Telefonul mobil. Da. Nu se poate. Mă sună cineva, se întâmplă ceva, Doamne ferește, da, ai nevoie de nu telefon. Nu se poate, exact. Mă simt foarte vulnerabilă. Dacă n-am da. Telefonul la mine, am senzația că atunci... Ți s-a întâmplat telefonul acasă? Bineînțeles. Și te-ai întors la după 5 el? Dimineața mi s-a întâmplat. Da, după ce am făcut jumătate de nu drum, pot să cred. Da, când am fost pe weekend, m-am întors de la jumătatea drumului, la 5 dimineața. Eu din Chiajna, mi s-a întâmplat și mie odată să uit acasă, nu m-am mai întors în Chiajna, m-am plecat direct la redacție. Am zis, fac o nebunie, m-am întors, da, mă simțeam... Și al treilea? Al treilea, fără obiect? Pot să ies din casă. Uite, chiar nu știu. Fără bani! Fără bani! Fără bani, da, ai fără bani, fără portofel, fără bani, da. Chiar, da. Ăștia chiar sunt... Păi nu? O necesitate. Ce faci fără bani, că nu-ți dă nimeni nimic gratis niciodată? Ei, da. Le dăm noi lor știri din sport, le dăm noi lor zâmbete, voie bună, da. Ce avem putere. Noi? Ce da? Avem noi de dat, dăm. Exact. Da. Sperăm că v-a plăcut și vouă. Vă mulțumim din suflet. Că vă uitați la noi, că ne urmăriți la știrile din sport și urmăriți-ne în continuare, da? Da, pentru că ne vedem la știri. Locul tău preferat e locul 1. Evident.